Bună seara, Stelian, ce faci? Bună seara, Horatiu. Acasă, am venit de la muncă și stăteam la un pahar de vin. Da, au venit câteva fotografii pe adresa redacției. Într-una dintre ele ești în compania unei fete, hai să spunem, domnișoare. Poți să ne spui cine este această tânără? Horatiu, îmi place subiectul și vorbesc despre el cu drag. Deci se numește Alice. Este iubita mea, avem o relație de 4 ani, bine, cu mici excepții care au mai fost anumite ca în orice relație, despărțiri de scurtă durată, este foarte frumoasă, este una dintre cele interesante sau poate cea mai importantă femeie din viața mea, are 30 de ani, îi place moda, a studiat acest profil, are calitatea de a scrie și de a vorbi despre modă. Cum ai reușit să ții ascuns această relație timp de 4 ani? Dacă într-adevăr ai dorința asta și vrei să păstrezi, o să păstrezi în secret, da, am făcut-o pentru că vroiam să ne cunoaștem foarte bine, pentru că vroiam să știm cine suntem. Acum ne cunoaștem foarte bine și planurile sunt foarte mari. Deci dacă până acum am mai apărut și am mai vorbit de vreo poveste sau alta, nu cântărea atât de mult cât cântărește această poveste a mea de dragoste. Ai spus puțin mai devreme că ne facem planuri. E în calcul să te căsătorești cu Alice? Noi am făcut foarte multe planuri. Am luat în calcul foarte mulți lucruri. M-am gândit tot timpul la ceva special. Dacă miese, va fi foarte tare. Dar eu sper să-mi iasă. Spune-mi, te rog, cum ai cunoscut-o pe domnișoara Alice? Da, ne cunoaștem dintr-o întâmplare fericită, undeva într-un mall, ne-am văzut, ne-am întâlnit, ea lucra la momentul respectiv acolo. De fapt, era o chestie de lucra ocazional. De atunci am început să ținem legătura, am ținut-o. Am reușit să păstrăm această relație și să ne bucurăm de ea. Știu că tu locuiești în Giurgiu. Domnișoara s-a mutat la tine acasă sau e din București în primul rând? Nu e din București, de undeva de lângă București, de undeva din Ploiești, hai să și spun de unde. Ea stă undeva în București, dar a locuit foarte mult la mine în provincie. Ne poți dezvălui și numele de familie al domnișoarei Alice? Alice, Ogică. Viitoare Ogică. Alice Moisescu se numește. E un grad de rudenie între domnișoara și celebrul realizator TV, Andy Moisescu? Dacă ar fi un grad de rudenie, nu este un grad de rudenie apropiat. Deci pe undeva sunt rude, nu? Eu am spus, am rămân aici, că o femeie gospodinare toate calitățile unei femei, mai ales având în vedere vârsta ei. Deci, având în vedere că are 30 de ani, mie mi se pare mult peste ceea ce există, ceea ce am cunoscut eu. Ce părere are fiica ta, Raluca, despre noua ta pasiune, noua ta cultură? Da, din ginerile meu cu Raluca, fiica mea, au fost tot timpul, mi-au adus și de multe ori când am fost anumite mici conflicte între noi, au intervenit și au susținut-o pe ea și nu mi-au dat de toate niciodată. Și m-au criticat pe mine, să zicem. Și ultima întrebare, ai vorbit cu domnișoara Alice, ați luat în calcul posibilitatea unui copil? Da, am vorbit serios de lucrul ăsta și cred că se va întâmpla, sau sper să se întâmple.